Bine v-am regăsit, stimați prieteni! Vă invit în următoarele 45 de minute să vizionați emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre sistemul de sănătate din Republica Moldova, despre reforma spitalilor și, nu ultimă instanță, despre malpraxis. Toate aceste aspecte vom încerca să le abordăm împreună cu invitații ediției de astăzi, care sunt Nicolae Starciuc, doctor conferențiar universitar, Universitatea de Medicină Nicolae Testimițianu. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și Alexandru Iachimciuc, avocat. Bună seara și bine ați venit, domnule avocat! Domnule Starciuc, în ultimul timp în societatea noastră foarte mult se discută despre așa zisa reformă în domeniul sănătății și nemijlocit în spitale. Care este viziunea noastră raportată la această problemă? Cât de stringentă rămâne a fi această reformă și care sunt condițiile în care ar trebui să se realizeze ea? Reformarea în sistemul sănătății este un proces permanent. Și continuu și nu are încă sfârșit și nu știu dacă o să aibă cândva. Asta e legat cu schimbările economice, cu mai multe procese în societate care au loc și da, trebuie de făcut reforme, dar ele trebuie să foarte bine cântărite, gândite și dacă ele sunt necesare la momentul dat, fiindcă nu s-a terminat o reformă și se începe alta și ele influențează negativ asupra stării sănătății populației. Acum se presupune, după ultima schemă de reformări, din 59 de spitale vor rămâne 19. În ce măsură e justificată această acțiune? Prin aceea că se va schimba, se va mișura chipul numărul de manageri, de acei care chipurile, nu lucrează prea bine în sistem. Și pricina este cei că sunt prea multe conducători a spitalilor. Eu cred că nu e chiar așa, fiindcă rămân în toată țara, rămân numai 19 spitale, din care 10, 11 spitale vor fi regionale. Iar restul vor fi acele care de tip, de nivel republican. Și aceasta, desigur că nu a dat posibilitatea să primească cetățenii Republicii Moldova serviciile medicale la locul lor de trai. Ei au să trebuiască să se deplaseze. Dacă noi să venim în centrele de diagnostic al Republicii, să vedem ce rânduri sunt acolo în aceste instituții. Cum da. Vin oamenii din toate raioanele pentru o analiză, pentru o investigație și ce greutăți le provoacă aceste lucruri. Domnule Iachimciuc, spuneam ceva mai devreme despre reforma în sistemul spitalelor. Până la urmă apare o serie de întrebări logice în acest context care necesită un răspuns. Ceva timp în urmă, și când zic lucrul ăsta mă refer la o perioadă de 2 ani, dacă nu mă înșel memoria, o medie a prezentat cazul unui bărbat care a fost reținut pentru că nu avea poliță de asigurare. Haideți să pornim de la lucrul ăsta. În ce măsură statul, pe de o parte, oferă condițiile necesare pentru a avea acces la acest sistem de sănătate și, pe de altă parte, de ce acest mecanism nu funcționează așa cum l-a conceput? Problematica chestiunii ridicate de către noastră posibil își găsește originea nu atât în ceea ce se întâmplă zi de zi în sistemul medical, ci mai bine spus în ceea ce se dorește realmente a fi efectuat la nivel administrativ în reforma administrativă. Noi considerăm că, și punctul meu de vedere ar fi de părere că odată ce acțiunile guvernului coraportate la scopurile și sarcinile Ministerului Sănătății vis-a-vis de care sunt acea scară sau mai bine spus gamă de servicii garantate de stat în baza respective a acelei polițe de asigurare, urmează a fi stabilite niște criterii. Conform Constituției Republicii Moldova, dreptul la sănătate este un drept garantat. În partea cum se realizează acest aspect, deja vine atât sarcina guvernului, cât și legile pe care sunt adoptate de către Parlament. La momentul de față,
în ceea ce se întâmplă de zi cu zi, permanent, sistemul administrativ este în deplină continuitate a transparențelor și parcă se pune accentul anume pe prestarea unui servicii cât mai calitativ. În viziunea mea, aspectul cel mai important este, chiar dacă s-ar pune aspectul că se încearcă anume optimizarea sub aspectul resurselor financiare și excluderea acelor clișee care s-ar invoca că ar persista în sistem, eu cred că sistemul de sănătate trebuie să fie funcțional din punct de vedere al acelui cadru medical care ne prestează acele servicii medicale. Eu cred că aici ar fi cazul să optimizăm acele structuri administrative din cadrul spitalelor, dar totodată să fie create acele condiții de a beneficia realmente și atitudinea medicului să fie în conformitate cu acel jurământ al lui Hipocrate. Aici vroiam să ajungem cu discuția și să vă întreb. Pe de o parte vorbim de optimizare, pe de altă parte vorbim despre un drept fundamental. Până la urmă, există riscul persoanelor, în mod special din mediul rural, ca să nu aibă acces la aceste spitale despre care spunea și domnul Starciuc, nu vor rămânea. Ce vom face noi cu satele mai izolate, satele cu mai puțini locuitori? Din câte cunosc eu, se încearcă anume ralierea celor servicii la oferirea unei independențe mai mare a medicului de familie. Și anume se pune accentul ca medicul de familie să aibă atribuții mai largi, anume medicul de familie să fie acea verigă care la nivel local ar putea prescrie și anumite tratamente, anumite îndreptări ale sale să fie mai puțin necesar anume implicarea medicilor de profil gen fiecare la etapa până la procedura care se încearcă a fi implementată, ca medicul de familie să prescrie un anumit tratament, era necesar consultarea în mod obligatoriu a specialistului de profil, spre exemplu neurolog sau diferit medic. La această etapă, din câte am înțeles, din sarcina guvernului care a fost pus în aplicare de către Ministerul Sănătății, este ca medicul de familie să fie acea verigă care anumite tratamente, dacă este de competența medicului și nu este necesar anume cunoștințele acelui medic de profil, atunci să fie posibil administrarea acelui tratament, cât și prescrierea acelor medicamente în sarcina pacientului. Eu cred că aspectul ceea ce se dorește a fi realizat trebuie, cred că, pus accentul în primul rând pe o gamă de servicii, cât mai calitative, cât și mai largi. Și anume, în esență de a fi scoase acele proceduri care de cele mai multe ori sunt birocratice și practic omul nu poate beneficia sau dacă beneficiază într-o durată cât mai lungă în timp. Domnule Starciu, când vorbim de sistemul de sănătate, volens noles includem și clinicile particulare sau clinicile private. Până la urmă vreau să vă expuneți pe marginea acestei probleme. Știu că o perioadă lungă de timp ați fost și managerul unei instituții medicale. Ce prevede buchea legii? Unde au ele dreptul să fie amplasate? Care sunt condițiile de activitate? De ce adresez această întrebare? Pentru că există o șiră de încălcări despre care am sesizat și noi în repetate rânduri opinia publică. Aceste clinici trebuie să aibă sediul lor propriu și nici de cum nu poate fi intersectat cu spitalele de stat. Sunt legi, sunt ordine Ministerul Sănătății, unde este interzis amplasarea spitalelor sau instituțiilor medicale particulare în incinta spitalelor de stat. Realitatea demonstrează altă situație. Realitatea este altfel. Și eu vreau să vă arăt chiar un caz. Să arătăm la cameră pentru ca să vadă și telespectatorii noștri despre ce e vorba. O hotărâre, o decizie a Consiliului Municipal din anul 2015, unde se ia din spitalul numărul 1 de copii 465 de metri de teritoriu, se transmite contractul de locațiune, se transmite uneori pentru a deschide o clinică particulară pe teritoriul spitalului de stat. E suficient. Când s-a format acest spital și când a fost puse problemele care trebuie să le soluționeze acest spital, s-a avut în vedere că el trebuie să fie bine amenajat,
să fie dotat cu tehnică medicală, cu personal bine pregătit, calificat. Și s-a deschis secția de reanimare și terapie intensivă pentru copii până la 3 ani. Unde în această vârstă mai des se întâmplă, cu părere de rău, decesul la copii. Și s-a avut în vedere că acest spital trebuie să asigure aceea ca copiii să aibă cele mai conforte condiții și să poată supraviețui. Însă și noi vedem că situația astăzi, de când domnul Moldovanu este directorul direcției sănătății, aceasta are el are tangență directă la aceasta. Și eu vreau să știu cum a putut ei să iei, să secvestreze de la copii acest teritoriu, să-l transmită pentru clinicile particulare. Asta nu e unic caz. Mai sunt cazuri când se ia teritoriu, se construiesc diferite centri comerciale, se iau pentru alte lucruri, pentru farmacii și mai departe. Asta domnule Starciuc, este o puternicire a direcției sănătate sau ar trebui să fie preocupat Consiliul Municipal de lucrul ăsta? De ce avem aceste decizii, făcând referire întotdeauna la domnul Moldovanu? Da, nu putea fi dată asta în arendă până 2049, da, fără semnătura și acordul directorului direcției sănătății. El duce responsabilitatea directă pentru aceea cum se folosesc teritoriile spitalelor din municipiul Chișinău. Și eu vă transmit, este iar dumneavoastră pentru... Da, vă mulțumesc. Da. Pentru să vedem în ce mod a putut să fie făcut acest lucru. Eu am fost 16 ani director la Spitalul de Copii, Valentin Ignatenko, când l-am primit era într-o stare deplorabilă și cu încetul l-am adus la o stare foarte bună. Însă și s-a întâmplat așa că în 2014, în iunie, am fost demis din punct de vedere al lui Moldovanu, și nu numai eu, dar și alții directori și vicedirectorii cu care eu am lucrat atâția ani. Și în acest moment spitalul are de suferit foarte multe lucruri, foarte zguduituri, așa, cu tremuri, să spunem, din cauza unui management la nivelul înalt cum este direcția sănătății. Desigur că asta este un lucru foarte negativ. Da. Domnule avocat, vreau să vă expuneți și dumneavoastră pe marginea celor enunțate un pic mai devreme, cât de legal ar fi ca să fie cedat terenul unui spital municipal, unui spital de stat și până la urmă unde am putea ajunge dacă am merge în instanță de judecată, pentru că asta ar trebui să fie următoarea acțiune întreprinsă de fiecare dintre noi. Știți, e legal sau nu? În principiu, pentru a ne expune pe caracterul legalității acestei decizii, din câte înțeleg, este o decizie a Consiliului Municipal. Trebuie de verificat dacă, într-adevăr, spitalul respectiv este la balanța și gestionar al acestui spital este Consiliul Municipal Chișinău, atunci am putea vorbi despre faptul că ar fi dânși în drept. Dar pentru a vedea anume chestiunea vis-a-vis de cât de legal a fost această procedură, urmează a fi verificată. La acest capitol, cred că cel mai competent ar fi nemijlocit Cancelarea de Stat, care și este acel organ al statului care verifică anume implementarea legilor la nivel local de către autoritățile publice locale, respectiv la momentul de față cred că ei ar fi în prima etapă acel organ al statului care ar garanta anume aplicarea corectă a prevederilor legale. Nu vă pot comunica, fiindcă înțeleg că decizia respectivă este din 23 decembrie 2014, respectiv fiind înregistrată din 6 ianuarie 2015. La nivel de implementare, cred că a urma a se clarifica aspectul dacă cumva ar fi un tender, dacă cumva ar fi fost anunțată o licitație. Adică sunt mai multe aspecte care urmează a fi verificate cum a luat naștere această decizie a Consiliului Municipal. Fiindcă a pune accentul doar pe faptul că o persoană care este responsabilă de Direcția Sănătate din cadrul Primăriei Municipiului Chișinău urmează a fi verificat sub aspectul, din câte înțeleg, nu știu dacă este corect să afirmăm asemenea lucruri, că văd decizia este a Consiliului Municipal. Și cred că organul, în viziunea mea, care în cele de urmă se va expune, este instanța de judecată, dar trebuie de văzut dacă cumva atribuțiile stabilite prin lege au fost respectate, dacă nu suntem în prezența unor depășiri de atribuții sau eventual dacă cei care au
primit această decizie, erau în drept să o facă sau nu. Și aici cred că paralel cu instanța de judecată, în cazul în care am fi în prezența cazului de depășire de atribuții sau cineva nu ar fi avut asemenea drepturi, posibil să fie tărâmul organului de urmărire penală. Dar asta nu rămâne decât de a fi sesizate organele în modul corespunzător și de a fi verificate anume aceste chestiuni invocate de către noi. Domnule Starciuc, mai avem cazuri similare din cele pe care le discutăm noi astăzi? De încălcări în sistemul medical? Sunt luate teritoriile spitalelor pentru construcții. Chiar la acest spital numărul 1 de copii era o secție de fizioterapie care a fost demolată și acum acolo a apărut o clădire pentru cu aspect comercial. Primul etaj acolo cred că ar fi ceva nemedical, dar pentru alte destinații. Nu știm acel complex comercial care este la Rășcanovca, lângă Spitalul Sfânta Trăimii, care a fost construit parțial pe teritoriu și parțial de acum pe trotuarul. Asta tot e o încălcare, fiindcă teritoriul spitalului trebuie să fie, este anumit, spitalul trebuie să aibă anumit teritoriu după numărul de paturi care el le are. Și din cauza asta nu poate să fie luate teritorii pentru construcții atunci când nu se asigură acele condiții pentru funcționarea unui spital. Sunt normative europene de care se cere ca teritoriul împrejurul spitalului să fie pentru anumit număr de paturi. Și aceste tentative sunt și la altele spitale. Domnule Starciuc, vreau să revenim un pic la procesul propriu-zis de tratare a pacienților și din datele pe care le-am obținut pentru documentarea în cadrul acestei emisiuni, am găsit că în Republica Moldova durata medie de spitalizare a scăzut semnificativ în ultimii ani. Da, până 7-8 zile. Da. Iarăși, e legal, nu e legal? De ce atât de puțin sau de ce atât de mult? Care e părerea unui specialist? Atunci când este necesar ca bolnavul să afle mai mult vreme pe pat, nu este niciun obstacol. Indicații sunt fixate în fișa de boală și se respectă și nu este problemă că bolnavul să fie eliberat din spital dacă a trecut mai mult de 7 sau 8 zile decât e stabilit astăzi. Tentativa spre cei ca să mișorăm zile de pat, asta este normală, fiindcă se cheltuie el și noi trebuie să lucrăm într-așa mod încât să economisim resursele financiare. Și în acest aspect aici nu sunt mari încălcări, să spunem aici. Atunci când nu sunt indicații de spitalizare, când bolnavul respectiv e consultat de specialiști respectivi și el poate fi tratat în condiții de ambulator și observat, sau în staționarele de scurtă durată, de zi. Când bolnavul vine în instituția respectivă, primește toate procedurile necesare și în spisare el pleacă acasă. Asta e normal. Rețeta electronică și dosarul electronic vine să facă revoluție în sistem? Poate e dur zis, iau în ghilimele de regoare, revoluție. Da, sigur, trebuie să ușurăm lucrul doctorilor, mai ales a medicilor și asistentelor, fiindcă este un lucru foarte mult, trebuie să scriem, tot trebuie să fixăm. Absolut. Și trebuie la maximum să introducem aceste sisteme pentru a ușura lucrul medicului, pentru ca el să aibă mai multă vreme să fie destinată pacientului, dar nu numai scrisului, care e foarte mult descris. Domnule Iachimciuc, deseori în societate suntem martorii unor discuții, cu părere de rău, uneori am fost și noi victime ale acelui fenomen, nu suntem prea mulțumiți de serviciile pe care ne le prestează medicul. Întrebarea pe care bănuiesc o anticipez din partea telespectatorilor noștri este următoarea. Un medic poate fi tras la răspundere pentru că nu și-a îndeplinit misiunea așa cum trebuia? Cu siguranță da, din câte cunosc, chiar la momentul de față sunt o sumedenie de proceduri, chiar și pe rolul instanțelor de judecată, prin care mai mulți medici le-au fost aplicate sancțiuni disciplinare. Respectiv, câteva litigii inclusiv sunt pe rol vizând aplicarea sancțiunii disciplinare de eliberare din funcție. Asta ce ține de încălcare, adică celor obligații de serviciu. Atunci când vorbim despre încălcarea
cu neglijență care au creat și au s-au soldat cu anumite daune, de exemplu cu fie cu stări de deces, fie agravări de situația sănătății. La fel, legislația Republicii Moldova prevede răspundere pentru malpraxis. Din păcate, la momentul de față, sau poate din nefericire, sau poate din fericire, depinde din ce punct de vedere am privit, urmează a fi privit faptul că chiar și recent sunt medici care au fost atrași la răspundere penală inclusiv și în cele din urmă au fost admise și acțiunile civile. Recent a fost cazul cu o clinică privată care în urma neglijenței la naștere s-au soldat cu anumite consecințe. Vorbim de malpraxis? Da, corect. Și respectiv sub acest aspect medicul a fost condamnat și părinților le-a fost admis o acțiune civilă, dacă nu greșesc, 2 milioane de lei sau ceva de genul respectiv. Sub acest aspect, legislația Republicii Moldova conține anume răspunderea inclusiv penală a medicilor. De ce am precizat anumite aspecte, că poate din nefericire sau poate din fericire, din punct de vedere al fericirii aș putea spune că posibil medicii își fac bine treaba, din nefericire medicii câteodată au acea atitudine care este. Și dacă este să vă răspund la acel aspect care l-ați evocat, atunci deseori, într-adevăr, persoanele menționează că medicii nu au avut fie cunoștințele suficiente de pregătire, fie au astfel de atârnare față de clientul serviciilor medicale. În această ordine de idei aș vrea să concluzionez că totuși la etapa de față legislația în vigoare, chiar dacă prevede anume cadrul legal, mai greu este anume aplicarea acestea la practică. Practica ar rezulta că într-un dosar de malpraxis în cele din urmă este necesar o expertiză medico-legală vis-a-vis de stabilirea sau infirmarea corectitudinii acelei diagnoze a medicului care s-ar face vinovat de acele consecințe survenite, fie starea s-a înrăutățit, fie persoana a căpătat o altă maladie, fie, în general, vorbim despre decesul persoanei. Și practica arată un pic că medicii, vrând nevrând, este o astfel de practică, că nu în Republica Moldova, cel puțin ca să obții o expertiză medico-legală prin care să fie confirmat un malpraxis, este foarte grea. Practica arată că atunci acele dosare care sunt pe rol, cele mai dese ori sunt expertize din țările vecine, cel mai des sunt adică apelați specialiștii din România care confirmă acele erori sau, mai bine spus, să nu spunem că cu intenție medicul a efectuat acel tratament, și chestiunea care indică anume că totuși este acea rezistență din partea cadrelor medicale de a nu stabili anume și de a face responsabil colegul lor, ori ei toți înțeleg și există acea parcă regulă nescrisă că practic mâine pe mâine fiecăruia din ei ar putea fi imputată acea vinovăție într-un malpraxis. Domnule Starciuc, haideți să revenim la Direcția Sănătate. Pe mine m-ar interesa un aspect legat de ceea ce se invocă deseori despre managementul defectuos al unor conducători a acestor instituții, fapt invocat deseori de domnul Moldovanu, însă întrebarea este una foarte simplă. Există o decizie, există un barem de apreciere a acestor manageri, a gradului lor de management, în ce măsură este reușit? Pentru că, dacă mi-aduc aminte, la un moment dat, prin 2014, erați acuzat și dumneavoastră atunci când ați fost demis din funcție, da? Eu n-am fost acuzat de nimic, fiindcă n-au fost acuze, n-am fost niciodată sancționat pentru nimic, fiindcă eu am activat în aceste instituții de la ce când am ridicat nivelul acestei instituții la un nivel bun.
și a fost apreciat prin acele distincții care le-am primit de la guvern, de la primărie, de la organele internaționale, inclusiv medalia de aur de la Centrul de Management și din Elveția. Da. Și vreau să vă spun că conform hotărârii Guvernului și Ordinului Ministerului Sănătății, toate cadrele de conducere, începând cu Direcția Sănătății, trebuie să treacă prin concurs. Ce nu se face? Sau se face, asta e tot, cum să numește, trucat. Și aceasta stă la baza ceea că sunt numiți în funcții persoane care nu au nici pregătire și nu au cum spun, darul ăsta de a fi manager. Trebuie să ai și la natură un oricare talent și trebuie să ai pregătire respectivă, să știi ce înseamnă spital, cum se lucrează între însuși și mai mult. Cum se funcționează. Dar eu vreau să spun că domnul Moldovanu singur nu avea așa pregătire și experiență de lucru în spital. El a fost un medic care se ocupa cu monitorizarea grupului de afectați după Cernobâl. Și imediat, a doua zi după ce s-a întâmplat în 2007, el devine director al Direcției Sănătății. Și noi am văzut toți care eram de acolo la conducere, consecințele acestei că nu este persoana respectivă care poate să conducă acest segment foarte important în municipiu. Și de aici s-au pornit neamuri, verișori... Începați întrebarea mea. Este un grup de interese condus de acest Moldovanu? Da, 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 eu pot să confirm asta. El îi numește pe toți cum vrea și face ce dorește el. Vreau să spun că decizia Curții de Apel din 28 mai 15 i-a dat o caracteristică foarte, foarte amănunțită cine și cu ce trebuie să ocupe Moldovanul. I-a apreciat tot, acolo tot e scris. Însă și Moldovanul această decizie nu a îndeplinit-o, a făcut tot ce se poate de făcut să învârtească aceste lucruri, numai să nu mă restabilească înapoi în funcție și a făcut așa cum a dorit el. De acum, este și a doilea director în acest perioadă. Interval de timp. Fiindcă un organism, un spital, este foarte complicat. Acolo sunt colectivul de medici, colectivul de asistenți medicali, colectivul de colaboratori inferiori, tehnic, și este un organism destul de complicat. Și trebuie să știi cum să lucrezi cu acest colectiv, cum să fii pregătit, să fii asigurat spitalul, însă și acest loc nu are. De ce? Fiindcă domnul Moldovanu nu a petrecut niciun concurs. Dacă a fost el formal, da, a fost formal, dar nu a avut loc niciun concurs. În toate spitalele el este președintele a consiliilor de administrare, ce este o încălcare foarte, foarte gravă. Sunt înlocuiți cum el dorește, cum vrea. El absolut manipulează cu toate aceste segmente cum el dorește. Și reforme care acolo le face el, acum, iar când într-un spital, spitalul Iumul Digantin, că este un spital acum de rangul de nivelul 3, de cel mai înaltă responsabilitate. Deci, sunt adresări, avem 140-150 pe zi. Și cu aceasta se apreciază calitatea și responsabilitatea acestei instituții. Acum trebuie să fie aleși șefii de secții. S-au făcut niște comasări care sunt incompatibile. Nu poți să unești două apă cu focul, fiindcă sunt două lucruri diferite. Să unim chirurgia purulentă cu chirurgia curată. Asta e nonsens. Imposibil. Asta nu trebuie să fie, nu trebuie să aibă loc. Trebuia de făcut în alt mod. Însă și eu primit așa o decizie. Trebuie să s-au micșorat. Eu când am fost, am calculat. Câte patru trebuie să avem pe anumite specialități, presupunem, urologie cu nefrologie, asta e același subiect, și trebuia, am mișorat cu 10 paturi secția de urologie și nefrologie, am făcut 40 de paturi, fiindcă mai mult nici nu trebuiește, fiindcă indicațiile de spitalizare sunt foarte stricte și acum s-a desfăcut această secție, că se gătește pentru un loc, pentru nu știu cineva.
acum încă nu s-au absolvit. Lucrurile sunt destul interesante. Și de asta el nu permite la nimeni să vină la aceste concursuri, să vină să vedem. Tot, dar aceste concursuri se fac, vă spun, din toată responsabilitatea, stucate și nu sunt așa cum scade. Unicul știu caz când a fost ales domnul Holostianco, director de spital, și a fost făcut, anunțat de Ministerul Sănătății, el a trecut și el tot n-a fost deodată numit. El suspendat. Și pe aceea l-a numit când au apărut, cred că, niște lucruri, când el a înțeles că e venit bâja. Și din cauza asta l-a numit totuși. Dar în acest timp spitalul a avut de suferit foarte tare. Domnilor invitați, eu o să vă adresez o întrebare tranșantă reieșind din starea social-politică a țării noastre. Acum 2 săptămâni, dacă nu mă înșel memoria, am fost martorii unui subiect în care era prezentat domnul medic Mereuță fiind internat în spitalul de urgență, dacă nu mă înșel memoria, ca consecința agresiunii soțului unei directoare. Domnule medic, cum putem comenta? Eu nu sunt cunoscut cu amănunte la acest subiect. Dar prin esență, agresarea unui medic. De asta este un nonsens. Nu poate să aibă loc în spitale unde este un sistem de inteligență înaltă și nu trebuia să fie așa ceva. Sigur că ăsta e un caz foarte ieșit din comun și cu mare regret că a avut loc. Aceasta nu trebuie să fie. Domnul avocat. Agresiunea asupra medicului. Desigur că este protejat medicul. Agresiunea nu doar împotriva unui medic nu trebuie să existe. Ea noi trebuie să existe în general într-o societate mai elevată și într-o societate în care tot se vorbește despre faptul că se dorește a fi prevalate și respectate anumite valori. Chestiunea posibil, nu cunoaștem care a fost toate de subtru aceste situații, dar nu vreau să spun că acum ar fi corect, ar fi procedat, dar uneori anume necorespunderea sau acea atitudine mai puțin corectă a cadrelor medicale, uneori chiar fac ca anumite persoane în situații de criză, în anumite situații de încărcare nervoasă, în care se impune parcă ar fi necesitatea unui interveniri mai prompte, mai de un alt aspect și de o altă calitate din partea cadrelor medicale, și această atitudine este cea care este și practic de cele mai deseori cei care se plâng că o astfel de atitudine din partea medicilor, ea persistă și persistă din ce în ce mai des, posibil aceasta să fie cauza unei răbufniri, a unei nemulțumiri din partea unui consumator, în speță cum este respectiva persoană. Din ce raționamente aș rezulta, eu consider totuși că sfera celor servicii medicale la momentul de față, chiar dacă se fac eforturi într-o gama de servicii să fie de o calitate mai bună și de un rang mai înalt, totuși avem de suferit, fiindcă deseori vedem că persoanele sunt nemulțumite, de cele mai multe ori persoanele se plâng de anumiți factori care practic ar cădea inclusiv pe tărâmul penalului. Mă refer aici, chiar dacă întrebarea a fost tranșantă, de acea mulțumire, dacă vreți să-i spunem, estorcată de multe ori de cadrele medicale. Domnule avocat, dar până la urmă medicii sunt protejați cumva? Pentru că fiecare dintre noi, nefiind mulțumit, nu știu, de atitudinea unui medic, ce ar însemna? Îl așteptăm în stradă? Agresiunea fizică, verbală asupra lui? Eu sunt de acord că chiar această atitudine a lor nu trebuie în cele de urmă să genereze astfel de comportamente. Astfel de comportamente, în viziunea mea, sunt de condamnat. Astfel de comportamente trebuie să fie, dacă vreți să-i spunem, la maximum pedepsite cât mai dur, pentru a garanta anume cadrului medical să cunoască că în cele din urmă el este acel
factor care persistă într-o societate și el are rolul său, unul decisiv într-o salvare a vieților. Și aici ar vrea să punctez anume aspectul că astfel de cazuri, în general, cred că societatea și în cele din urmă, deja organele de drept, trebuie să le curmeze. Eu cred că nici noi, societatea, nu trebuie să acceptăm astfel de comportamente. Fiindcă astfel de comportamente pot fi răsfrânse nu doar asupra medicilor, ci asupra tuturor celorlalți participanți ai societății civile. Desigur că astfel de comportament nu ar trebui să fie unul adecvat. Dar eu am rezultat anume din motivația pe care a invocat-o persoana care a explicat că de fapt asta nu a fost altceva decât o răbufnire a acelui situații încordate la care el a fost expus. Domnul Starciuc, haideți să discutăm un pic de serviciul de urgență și în mod nemijlocit aș vrea să ne deplasăm imaginar cel puțin pe teritoriul țării noastre. Fiecare dintre noi avem rude, avem prieteni sau am ajuns cu părere de rău cel puțin o singură dată pe ușile acestor spitale în care există, zic ipotetic, poate în anumite regiuni starea de lucruri să fie diferite. 9 sate, 3 echipaje care trebuie să facă față, mașinile cu o uzură destul de înaltă și revenim la cele enunțate de domnul avocat, dreptul la sănătate, dreptul la oferirea serviciilor medicale. Vă rog să continuați gândul. Vreau să vă spun că acest capitol este foarte important și nu degeaba a fost contractul programului IRP-MOL, ăsta contractul care a fost încheiat între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Elveției, care se realizează și astăzi, este în stare de realizare și îmbunătățire. Au fost deschise pentru mai ales secțiile sau departamentele de urgență în spitalul din Bălți, spitalul Cahul, spitalul Ignatienco în Chișinău și încă în câteva instituții pentru adulți. Fiindcă când vine urgența în urgent cu o traumă sau cu o otrăvire sau cu altceva, este necesar ca imediat să fie începute procedurile de reanimare sau de reabilitare. Și pentru aceasta trebuie să avem condiții drept la ușa spitalului, cum a venit, direct în sala de reanimare, nu de reanimare de sau operație, depinde de asta. Ca să putem imediat să-i acordăm acel nivel care este necesar în cazul concret. Pentru asta sunt pregătiți medicii, sunt medici de urgență, care stau permanent gata în orice moment să acorde asistența necesară. Pentru aceasta trebuie să avem condiții, să fim bine dotați cu tehnic, cu tehnică performantă pentru terapie intensivă, pentru reanimare și pentru operații, astfel care trebuie să fie la prima linie. În afară de asta trebuie să fie bine pregătit personalul și asigurat cu tot ce este necesar material, să are în vedere medicamentele, soluțiile, acele serinci și tot ce este. Realitatea cine demonstrează? Până acum nu au fost cazuri, de când s-a introdus acest program RepiMol, nu au fost cazuri când nu au fost acordate, sunt cunoscut. Iar numai de neglijență sau de neatenție sau de lipsa personalului la locul lui de muncă poate să provoace ceva negativ. Însă și până ce, la moment, nu, eu nu cunosc cazuri care unde s-au fi întâmplat decesuri sau complicații că personalul nu a fost la loc sau nu a avut cu ce. Au fost asigurați. Dar există insuficiențe de personal? Există insuficiențe de personalul permanent, părere de rău. Ambulanțe. Da, este, acest capitol este, nu sunt ambulanțe destule, fiindcă ei trebuie să fie transportat din toată țara, trebuie să fie transportat urgent. Da. Se dea anumit timp, vreme, cât el trebuie să parcurgă de la un punct până în Chișinău, până la spitalul respectiv. Însă și aici sunt probleme, trebuie să procurate ambulanțe noi, dotate cu tot ce este necesar, în caz de necesar cu automobile de reanimobil, în care să putem să-i acordăm asistența bolnavului pe parcursul transportării și chiar să fie și operat. Așa, în Republică este pare că numai o singură unitate,
după cât eu cunosc, eu am fost în România și am fost în alte țări, acolo ei sunt asigurați 100% cu aceste necesități. Însă și calitatea drumurilor, asta tot un rol foarte important joacă. Și, dar și numărul satelor până la urmă pe nu, care le are. Numărul satelor trebuie, desigur că ei trebuie să fie foarte bine sistemul pus, controlat, verificat fiecare zi și trebuie să fie, el e centralizat, că există un singur serviciu de urgență în toată țara cu reprezentanți în toate în spitalele care sunt actuale. Cum o să fie mai departe, o să vedem. O să fie de cum când s-o începe reformele fizic, o să vedem cum o să împarte aceste lucruri. Dar acest capitol trebuie să fie o atenție foarte și foarte înaltă la acest capitol. Fiindcă urgența scapă viața pacientului. Domnule Iachimciuc, rugăm o persoană care are o fractură să mai aștepte câteva ore până ajunge ambulanța? Asta și este problema, că de ce ar fi important și atât în anumite țări, spre exemplu în Marea Britanie, în urma unui litigiu care a durat practic mult timp, a fost un caz extrem de mediatizat, anume serviciul urgență a fost reformat practic din temelii. Din câte cunosc, chiar în Londra, în capitala Marea Britanie, la momentul de față există un termen și un timp limită în cazul în care se depășește această chestiune, practic statul automat este responsabil de purtare răspundere. În esență, acel litigiu s-a referit la faptul că unui cetățean s-a adresat urgenței, urgența a venit mai în afara timpului limită, respectiv care a fost util într-o salvare a vieții sale. Ulterior s-a invocat lipsa de calificare profesională din partea statului ca și asigurarea dreptului la viață. Acest litigiu a rezultat cu aceea că la momentul de față în Londra practic există un termen de 3 minute sau 5 minute, eu nu vreau să-i duc în eroare, dar ceva de genul respectiv. Statul în urma anume unei cauze practic și-a reformat sistemul și eu cred că aici rolul pasiv al cetățenilor Republicii Moldova, prin care de cele mai multe ori, chiar dacă au acele drepturi, ei nu și le valorifică, chiar dacă încep să eu în calitate de părinte am așteptat 2 ore pentru a ajunge. Problema a fost că nu ați întreprins nicio acțiune în sensul de a cel puțin să sesizați Ministerul Sănătății în sensul elucidării. Care au fost condițiile, din care au fost criteriile, care au fost nu acele impedimente obiective. Nu avem mașini, așa ni se spunea la fiecare apel telefonic. Totodată ar fi fost necesar posibil să fie introdusă, adică pe rolul instanței de judecată, o acțiune vis-a-vis de anume responsabilizarea și neprestarea acelui serviciu în termen necesar. De cele mai multe ori anume acel rol al societății din Republica Moldova, prin care noi ne caracterizăm că nu venim a face responsabili, fiindcă de multe ori persoanele vin și spun că pentru a fi dus o astfel de litigiu într-adevăr este nevoie și de specialiști în domeniu, dar chestiunea este că persoanele menționează că în cel de urmă trebuie să se lupte cu sistemul. Problema este, în viziunea mea, este una greșită. A te lupta cu sistemul nu întotdeauna trebuie să ai și chiar și o hotărâre de admitere a acțiunii. Este necesar anume conștientizarea de către societate și atunci când problema va fi pusă și aplicată pe larg, eu cred că și statul va da prioritatea anume acestui serviciu, statul va fi cel care în cele de urmă va găsi resurse. Fiindcă dacă este să facem și o paralelă cu alte domenii, atunci când se întâmplă ceva drastic, iată, să luăm spre exemplu alimentația în grădinițe, ați văzut că odată ce s-a întâmplat ceva, adică decisiv din punct de vedere critic, guvernul a luat ca și prioritate anume problema respectivă. Da. Asta în viziunea mea ar fi recomandarea cetățenilor noștri, în sensul atunci când se vede
și este clar că acele servicii nu au fost prestate, fie la timp, fie calitative, fie în costuri rezonabile, atunci cred că ar trebui de intervenit în sarcina statului de a-l responsabiliza în modul corespunzător. Domnul Starciuc, o întrebare la care aștept un răspuns scurt. Vreau să vă întreb. În Republica Moldova, fiecare dintre noi știm că se confruntă cu o criză financiară în sistemul de sănătate. Întrebarea mea este, lucru datorat de fapt datoriile către CNAM? Are vreo legătură acest fenomen? CNAM-ul este instrumentul financiar care asigură astăzi mult mai bine, mai puțin, asigură finanțarea instituțiilor medicale. Ei sunt, este o instituție de cheie în această... Reforma ar trebui să înceapă de acolo? Reforma, sistemul de asigurări la noi în Republica Moldova este recunoscut în lume, fiindcă a fost pus de cei care l-au gândit și l-au implementat la un nivel destul de înalt. Și astăzi lucrătorii de la această companie sunt experți ai OMS-ului, care pleacă în diferite țări și fac instrucțiuni pentru implementarea asigurărilor obligatorie, așa cum sunt în Republica Moldova, că ele au sunt pozitive în privința asta. Aceea că acumulările de resurse financiare întârzie sau nu la nivelul respectiv, că medicina nu este un domeniu ieftin, el este foarte scump. Noi trebuie să implementăm tehnologii noi, foarte efective. Medicamentele trebuie să fie medicamente foarte calitative. Nu de ce e că asta, dar noi nu putem să cumpărăm medicamente, presupunem pentru copii care costă 5-6 lei, asta nu e medicament. Domnilor invitați, cu părere de rău, timpul acordat pentru această emisiune s-a scurs mult prea repede, vă mai aștept și cu alte ocazii pentru a continua discuția pornită pe unele idei. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic, vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă, o seară frumoasă alături de noi.